Bine ai venit, Ana Maria. Bine v-am regăsit. Abia așteptam. Serios, rău subiectul ăsta. Și pe șurubel... cât e de serios, pe atât e de real. Șurubel ce? Șurubel nu e... Șurubel, ai folosit cuvântul inevitabil din... și mi-ai dat mai deprimat, dar mă rog. Șurubel nu vorbește în primul rând din perspectivă proprie. Am prieteni. El citează din cărți. Am cunoștințe și mai citesc din cartea Dragostea durează 3 ani, de Frederick Beigbeder. Este un fapt real, într-adevăr. Această chestiune cu colegii de apartament poate să fie mult mai dureroasă de resimțit pentru fiecare persoană în parte, chiar comparat cu cei care s-au despărțit de curând. Deci poate să te doară mult mai tare absența emoțională prin prezență a omului de lângă tine decât să fii cu inima frântă după o despărțire, dar știi unde stai. Această simptomatologie emoțională de colegi de apartament este foarte periculoasă pentru că nici nu ești cu cineva care te iubește, dar nici nu ești cu cineva care nu te iubește. Nici nu știi dacă mai ești într-un cuplu sau dacă ești singur. Și sunt foarte mulți oameni care ar putea, atât ei, cei în cauză, cât și partenerul, să se elibereze din acest contract domestic, aș spune eu, că la un moment dat, dacă nu mai e iubire, cam asta e, și să-și găsească fiecare jumătatea sau chiar să rămână singuri sau chiar să rămână cu copilul. Dar aleg să nu facă asta din pricina, în primul rând, a presiunii sociale, a așteptărilor celorlalți și a acestui ideal pe care îl avem că trebuie toată viața să rămânem cu aceeași persoană. Aș spune că ar trebui să fie acolo o mică notă de subsol. Trebuie să rămânem toată viața cu aceeași persoană dacă ea crește odată cu noi și dacă continuă să vorbească pe limba sufletului nostru. Altfel, faptul că tu stai lângă cineva care îți îmbolnăvește sufletul, ajunge să îți îmbolnăvească și corpul. Deci corpul tău va somatiza această lipsă de iubire și problema cu colegii de apartament nu este doar că, nu știu, noi nu mai facem aceleași lucruri sau nu ne mai iubim. Eu propun să o luăm cu începutul. Ne cunoaștem, ne îndrăgostim, este o pasiune extraordinară între noi, ne căsătorim și la un moment dat ajungem în punctul ăsta, în care ceva s-a rupt. Suntem niște colegi... Foarte, uite, răspunsul este în întrebarea ta. Tu ai spus, ne cunoaștem, da? Ne îndrăgostim, ne căsătorim și apoi devenim colegi de apartament. Dacă eu m-am căsătorit fiind îndrăgostit de celălalt, deci că a fost iubire adevărată, eu pot, chiar dacă semnalul din relația noastră dispare pe parcurs, eu pot să renod, pentru că eu am de unde. Aha. Acolo a fost iubire adevărată. Eu pot să te văd din nou pe tine dacă comunicăm, dacă facem terapie, dacă ne străduim pe cel de la început. Dar dacă n-a fost iubire de la început, deci dacă eu te-am luat din orice alt interes, convingere, am făcut 45 de ani, trebuie să mă mări, trebuie să mă însor, aoleu ce fac, da? Atunci eu, în etapa de colegi de apartament, dacă am ajuns fără iubire, nu o să mai am ce să reînnod, pentru că iubirea este... Nu mai e motivația. Iubirea este fundația și iubirea este și acea cale care ne permite să ajungem unul la celălalt când noi ne-am pierdut. Pentru că, uite, sunt mulți oameni care ajung colegi de apartament nu pentru că nu-l mai iubesc pe celălalt, ci pentru că nu se mai iubesc pe sine. Sunt oameni care au o criză a vârstei mijlocii, de exemplu, și partenerul nu știe despre asta. Și omul ăla se gândește pur și simplu, nu mai arăt bine, nu, funcția mea nu mai există, am fost concediat. Și devine normal, rece, afectează indiferent, tot. Absent. Ai spus ceva interesant, Ana Maria, mai devreme. Există semne în timpul relației că te îndrepți către etapa asta de colegi de apartament? Da, există semne foarte clare. Unu, nu îți mai face plăcere să stai lângă celălalt. Te gândești tot timpul unde să pleci. Că este o băută cu băieții, că este să iei tu copilul de la grădiniță, că este să te duci să faci piața. Tot timpul te gândești să scapi de acolo, de acasă. Acasă nu mai devine refugiu, ci devine închisoarea. Al doilea semn este că nu-ți mai pasă de ce face celălalt și de ce zice el. Deci el poate să facă și să zică ce vrea, când vrea, îl bați pe umăr și spui, știi, e treaba ta, rezolvă-ți problema, n-am timp, sunt ocupat, nu am ce să mai fac. Și următorul semn, etapa de colegi de apartament, este în multe cazuri că dispare complet conexiunea sexuală. Sunt foarte mulți oameni care nu mai pot să se apropie într-un cadru intim. Și alt aspect poate să fie că dispare complet preocuparea pentru viitorul comun. Adică oamenii încep să-și facă vieți separate. De aici apar și relațiile în afara căsătoriei, de aici apar și banii ăia puși deoparte de care partenerul tău nu știe, apar foarte multe lucruri pe care oamenii le descoperă și spun, mă simt trădat, dar de fapt voi
v-ați despărțit mai devreme decât punctul ăsta în care ajungeți la concluzia că v-ați despărțit. Ana Maria, ai menționat mai devreme că în anumite cazuri, dacă a existat iubire, poți să încerci să comunici cu celălalt sau să faci terapie. Cât de importantă e comunicarea în cazul ăsta? Este salvatoare. Pentru că multe persoane spun, domne, n-am bani să merg la terapie, că toți terapeuții ziceți că să ne tratăm. Ok, dacă n-ai bani să mergi la terapie, cea mai bună terapie, uite, asta este, vezi, masa asta pe care o avem noi astăzi. Când te pui la masă cu celălalt și spui, întrebarea esențială este de ce îți este ție frică? Asta este întrebarea salvatoare pentru orice cuplu care e în criză. Spune-mi care sunt fricile tale. S-ar putea să descoperi că omul ăla spune, mie mi-e frică să nu fiu abandonat de tine. Și tu, de fapt, să crezi că el nu te mai iubește. Dar, de fapt, el trăiește realmente o frică de abandon. Poate îi se pare că nu mai e suficient de atrăgător pentru tine. Și atunci această frică de abandon îl face să fie ceea ce tu vezi indiferent. Dar omul ăla nu e indiferent. El este disperat să nu te piardă. Și atunci există, da, la noi la române această frică de a vorbi despre ce simțim, ni se pare că suntem vulnerabili și ni se mai pare și că noi greșim, că asta este, tu te simți foarte vinovat că relația ta nu mai merge. Dar dacă o vezi ca pe o muncă de echipă și îi spui partenerului tău, uite, noi suntem în aceeași bărcuță, haideți să vedem de ce sunt găuri în bărcuța noastră acum. Da? De ce intră apă? Pe unde intră apă? Că poate să fie că tu ai niște răni de abandon sau o rană de trădare din propria ta familie. Tu ai venit în cuplu extrem de nesigur, iar eu nu mai sunt de pe poziția de partener, eu sunt de pe poziția de terapeut continuu. Eu trebuie să mă gândesc ce-ți fac ție, în așa fel încât tu să fii mulțumit. Și puținul timp pe care noi îl mai avem în relație, noi nu mai putem să celebrăm sau să ne bucurăm de ce avem, pentru că eu trebuie să te vindec pe tine. Da, eu aș vrea să întreb momentul în care amândoi avem programul foarte încărcat. Apare și un copil, sarcinile cumva sunt împărțite și pur și simplu noi nu reușim să ne mai organizăm și nu reușim să ne mai conectăm și avem și teama aia de a purta acea discuție la masă. Dacă el e mai sensibil și o înțelege altfel. Foarte bine punctat. Cum îi spun? Foarte bine punctat, într-adevăr. Discuția este, discuția ca să aibă loc are nevoie de foarte multă vulnerabilitate și deschidere și mulți oameni nu sunt în etapa aceea. Exact. Haideți să o luăm atunci, puțin în stadiile incipiente discuției. Uh-huh. Poți să spargi gheața cu un mesaj drăguț adresat persoanei iubite în timpul zilei. Poți să spargi gheața aducându-i fructul ei preferat. Poți să spargi gheața făcând curățenie în camera unde știi că el sau ea are mereu dificultăți să facă curățenie. Sau dacă aveți și un copil, asta este o conexiune foarte importantă între doi parteneri, copilul. Adică este nu o conexiune e doar, pe viață. Da, practic. Și nu e doar că e rodul iubirii tale. Este ceva în care și tu și el vă întâlniți. Deci personalitatea ta, ideile tale, stilul tău de viață se întâlnesc în acel copil. Tu vrei să vezi ce e între tine și partener, vă uitați la copilul vostru. Acolo e tot. Acolo sunt și toate nesiguranțele, și toate fricile voastre, și toate traumele, dar și toate calitățile și toate lucrurile bune pe care voi le aveți. Și dacă conștientizăm că nu putem să ne punem la masă să ne reparăm relația sau că nici nu vrem să ne ducem la terapie, că mulți oameni spun, domnule, ce, eu sunt nebun, ce, sunt fraier, trebuie să mă duc la unul sau una să îmi spună ce să fac. Da, problemele. Sunt mulți oameni care neagă acea situație. Sunt mulți oameni care neagă. Ia-o treptat și ia-o uitându-te, bineînțeles, la ce are nevoie astăzi partenerul tău de la tine. Ce ți se pare ție că ar fi cel mai important pentru el de rezolvat? Dacă tu poți să te implici, nu poate să fie că să duci gunoiul. Sau poate să fie că, nu știu, îi trimiți o piesă. Uite, m-am gândit la tine. Noi oamenii zilnic trăim cu afecțiune și atenție din partea oamenilor dragi. Putem să trăim în condiții îngrozitoare de viață, putem să avem situație financiară proastă, dar dacă avem susținere emoțională, le trecem pe toate. În schimb, fără această susținere emoțională, orice altceva ai, nu te ajută la nimic. De aceea este foarte important să ai disponibilitatea, că ești căsătorit, că ești necăsătorit și ai o relație de cuplu, să ai această deschidere, să te uiți la celălalt și cu înțelegere. Poate omul ăsta are o criză, poate are o zi proastă, poate are o nesiguranță, dar în același timp să ai răbdare și cu tine. Pentru că sufletul nostru îi primește pe ceilalți în mod diferit în funcție de etapa în care noi ne aflăm. În unele etape din relația mea, eu sunt mult mai deschis și mai dornic, să comunic și mult mai activ. În alte etape, eu sunt mult mai pasiv. Și cu toate acestea, dacă există iubire, celălalt mă va sprijini, va fi alături de mine și eu voi fi alături pentru că am construit ceva, ne pasă și vrem să construim în continuare. Ana Maria, să zicem că am ajuns în punctul în care suntem colegi de apartament, da? Și atracția fizică a dispărut complet. Există ceva ce putem face pentru a readuce această flacără, această pasiune în relație?
Hai să ne gândim despre ce este atracția fizică. În primul rând, atracția fizică este despre cum te vezi tu pe tine. În al doilea rând, este despre cum îl vezi tu pe partenerul tău. Tu ești atras fizic, în primul rând, de ceea ce creierul tău percepe și de ceea ce sufletul tău simte, da? Sunt niște stimuli care sunt declanșați. Uh-huh. Ei, în momentul în care a dispărut atracția fizică, această atracție fizică poate să fi dispărut din pricina unor motive extrem de evidente, care trebuie rezolvate și discutate, cum ar fi aspectul fizic al partenerului tău, care s-a schimbat. Sau poate să fie declanșată de pierderea conexiunii emoționale. Dacă noi ne certăm toată ziua, nu are cum să mai fie conexiune fizică seara, pentru că eu sunt atât de speriat, frustrat, tensionat, ca un arici, practic, așa te faci ca un arici. Exact, despre asta e vorba. Dacă tu ai dispoziția aceasta aricioasă, conexiunea fizică care trebuie să fie, să vină în urma conexiunii emoționale, tu nu poți să fii intim cu un om cu care nu te simți în siguranță din punct de vedere emoțional, dispare. Și atunci trebuie să vezi exact, să lași orgoliul la o parte și să spui: ce anume din ceea ce sunt eu, fac eu, simt eu, mă împiedică să fiu atras fizic de partenerul meu? Că poate e ceva legat de mine, nu de el. Poate este ceva, eu nu am încredere în felul în care arăt și nu mă simt în siguranță lângă celălalt și atunci nu am cum să mă simt atrăgător pentru el și de asta de fapt nu mă mai simt atras. Este foarte important, dacă tu ești sincer cu tine și ești sincer și cu celălalt, poate să reapară conexiunea fizică dacă există interes pentru relație. În această notă, ca o concluzie, așa, aș vrea să ne spui care sunt sfaturile tale ca să nu ajungem totuși în acest punct. Să alegem oameni, să fim colegi de apartament. Foarte, foarte bine. De aici și de aici începe totul. Să alegem oameni care chiar sunt pe frecvența noastră, să avem puterea să ne recunoaștem nouă și celorlalți când ceva nu funcționează, să cerem ajutor chiar de la partener. Omul acela e acolo cu un scop. Cere-i ajutorul, spune-i când nu mai știi, că nu te mai pricepi. Nu fă pe grozavul, pentru că s-ar putea să se întoarcă totul împotriva ta. Tu, de fapt, să fii neputincios, dar partenerul tău să creadă că ești ignorant sau indiferent. Următorul sfat ar fi să ai răbdare și cu tine și cu ceilalți. Și, bineînțeles, să nu intri, respectiv să stai în relații unde simți că nu este iubire sau că nu mai este iubire. Nu este nevoie să ne urâm, nu este nevoie să ne certăm sau să ne disprețuim când în relația noastră nu mai este iubire. Putem să rămânem colegi de viață și să nu fim colegi de apartament. Îți mulțumim frumos, Ana Maria, și o să rămân și cu sfatul pe care ne-ai dat referitor la mobilierul din casă, să ne alegem o masă la care să ne așezăm și să ne punem întrebarea esențială: ție de ce ți-e frică? Corect. Mulțumim și te mai așteptăm pe la noi. Mulțumim tare mult. Frumos, vorbește, Maria, frumos, de fiecare dată. Gata. Eu sunt convinsă că ne-a atins pe fiecare dintre noi. Hai să nu mai, să nu lăsăm elefantul, știi, să se ducă. Dar cine are relația perfectă? Da, normal, exact, așa e. Și oricât ar fi, orice,